Suntem aici în studioul Hot News cu cei doi creatori ai cărții În fața blocului, o carte ce reunește 55 de jocuri pe care le jucam pe vremuri când nici calculator, nici smartphone nu exista. Cum a luat naștere proiectul acesta? Cum v-ați gândit la el? Cum s-a întâmplat? În primul rând, mulțumim de invitație. În al doilea rând, discuțiile au fost, n-a existat neapărat un singur moment în care el a luat naștere, pentru că a fost o serie de discuții pe care le aveam între noi și noi cu alți prieteni la rândul nostru, și nimeni nu-și mai aducea aminte exact ce se juca, cum se juca, care erau regulile, ce se schimba, unde apăreau variațiunile. Și atunci lucrurile s-au cristalizat așa de la sine. Am zis, hai să le adunăm, să le documentăm puțin și să le punem într-o formă ușor de parcurs și de păstrat. Ați mai vorbit și cu prieteni? A fost o colaborare mai largă? Cu siguranță, da. Păi asta vorbeam ieri cu cineva, că de fapt tot procesul a însemnat documente separate pentru fiecare dintre cele 55 de jocuri, pe care, mă rog, care inițial au fost 30 de documente, după aia s-au făcut 40, după aia s-au făcut 55, și fiecare dintre ele era în permanență actualizat cu ce mai aflam de la rude, prieteni, cunoscuți, ce mai căutam pe net, ce mai aflam din alte surse, și cumva încet încet așa a luat formă finală fiecare dintre cele 55 de jocuri. Voi ați stat amândoi la bloc, nu? Da, amândoi, doar că în zone diferite. Eu am stat în București, Vlad a copilărit în Iași, de unde și denumirile jocurilor din carte. Da, cred că a lucrat în avantajul nostru, de fapt, chestia asta, pentru că ne-am dat seama că aici niște jocuri se chemau într-un fel, la mine se chemau altfel, și de aici ne-am dat seama că, de fapt, și în alte locuri decât astea două se chemau altfel. Da, și pe măsura dezvoltării și scrierii fiecărui joc am picat la o înțelegere că trebuia să avem, de exemplu, cum era Fața ascunsă la noi în București, la el era Ascunsa, în Ardeal era Pitulușul și multe alte denumiri. Cred că are șase denumiri în asta, singur joc. Ca să și ilustrăm această chestiune, Ascunsa, aici de față, e jocul cu cele mai multe denumiri alternative. Se chema Fațe ascunsele, Pititoarea, Pitulușul, Pititea sau Bidonașul. Existau alt. Bidonașul era o variantă un pic mai complexă, în care în timp ce lumea se ascundea, cel care mija trebuia să aibă grijă și de un bidonaș pe care ceilalți aveau voie să-l arunce, să-l ia să-l arunce. Era o ascunsă mai extremă, așa cumva, mai complexă. Și bineînțeles că și denumirea are discuție. Unii zic ascunsele, alții zic ascunsă. Unii zic ascunsea. Da, există variante în cadrul variantelor. Și de asta, cartea asta a apărut ca un fel de necesitate care trebuia cât de cât, chiar dacă lasă liber interpretul, să aleagă o variantă. Înțeleg că vă gândiți și la un al doilea volum. Am înțeles că ați avut succes, aveți și un site și acolo scriitorii vin cu sugestii și cu completări și cu noi. Corect. Amintiri. Da, site-ul a apărut ca principal canal de distribuție, pentru că în momentul de față acolo se înregistrează comenzile. Dar pe lângă asta vrem să-l transformăm în mai mult de atât. El deja, cum spuneai, are o secțiune de completări, am zis noi, unde fiecare poate veni și descrie propria variantă sau un joc nou. Și încet încet am vrea să-l transformăm într-un loc în care să descoperim. Da, să adunăm la un loc lucruri legate de jocurile astea, variante ale lor, nu știu, produse care ar putea să fie legate de ele. Să nu rămână doar un simplu site de prezentare. Și cine cumpără volumul acesta mai primește, poate să mai primească cartonașe, sau cum le spuneți voi? Cartolinele. După aceea, în plus, nu? Exact. Da, ne discutasem că cartea asta, nefiind la propriu legată, ea este legată de un elastic, dar permite ca fiecare joc să fie scos independent afară, și pe acest principiu ele în aceeași măsură pot să fie și împrumutate.
Și știm cu toții că atunci când împrumutăm ceva, o carte sau... Ceva ultim de să nu se mai întoarcă înapoi. Și atunci am zis că un lucru la care am vrea să lucrăm e să lumea să poată comanda cartoline individuale sau câte 5, câte 10, dar în momentul ăsta e un proiect incipient toată treaba asta, dar da, am și scris pe... În ghidul de utilizare, ca să-i spunem așa, al cărții, am și scris aici jos că să fiți atenți, nu împrumutați. Dacă împrumutați, o faceți pe propria răspundere, iar dacă o faceți, totuși, să nu, dacă ele nu se mai întorc înapoi, să nu vă panicați, încercăm să găsim o soluție ca lumea să poată comanda cartoline individuale. Marina, ar merge să atașați și povestiri, mici povestiri despre există, shop. Există în plan și așa ceva, pentru că ne-am dat seama că fiecare, de cele mai multe ori când vorbim despre carte, discuția ajunge destul de repede la și la mine era așa, și la mine era altfel, și eu am pățit toată asta, și după aia cineva mi-a mai povestit că el a pățit nu știu ce. Și e clar că ele sunt, adică pe lângă valoarea, hai să spunem, didactică, între ghilimele, de instrucțiuni, e un foarte bun, nu știu, starter de conversație, să zicem, și cu siguranță când lumea, nouă asta ni s-a întâmplat, de fiecare dată când am vorbit despre ele, s-a ajuns la povești destul de repede. Da, inevitabil jocul vine și cu o pățanie personală. Exact, exact. Care, da. Care au fost cei mai entuziaști cititori și cei mai entuziaști jucători? Care au fost semnalele? Cam... E clar că, în primul rând, cei care le-au trăit pe viu sunt cei care rezonează din start, adică generația 80-istă. Dar am fost plăcut surprinși că foarte repede au fost jocuri preluate de cei mici. Asta scriam în sesiunea de răspunsuri la întrebările cititorilor mai devreme, chiar la voi pe site, că... A fost chiar de 1 iunie când lansaserăm pe net proiectul. Ne-au invitat niște amici la o cafenea unde asta se întâmpla. Ei chiar aveau în plan în momentul ăla să adune copii și părinți la un loc să-i pune să se joace. Și spre surprinderea noastră, lucrurile au luat amploare foarte repede. Adică le-am pus cartolinele în mână și la Omul Negru, cel puțin într-un minut, deja se lămuriseră, înțelegeseră totul. Au început să organizeze lucrurile și după aia a devenit așa o... Mai repede decât cei mari. Da, a fost foarte... Și a fost foarte... Adică a fost unul dintre primele momente în care am simțit că... Da, am simțit că, uite, de fapt, n-am făcut degeaba toată treaba asta. Chiar există șansă ca puștii să vrea și să fie dispus. Și a fost extraordinar din punctul ăsta de vedere. Și o să poată părinții să ia din fața calculatorului, adică să nu ne, accepte. Să nu ne autoiluzionăm chiar până acolo, pentru că până la urmă nici nu știu dacă... Asta am mai spus la un moment dat, cel puțin eu, dacă primeam o tabletă sau un laptop la 8 ani sau la 9 ani, probabil că îmi pierdeam mințile și nu mă mai scotea nimeni din casă câteva săptămâni. E de înțeles felul în care ei relaționează cu gadgeturile din jurul lor. În același timp, nu credem că ar trebui să se excludă una pe cealaltă. Da, e o alternativă. E o alternativă cât se poate de... nu știu, corectă din punctul nostru de vedere. Într-adevăr, s-ar putea să fie un pic mai mult de lucru din partea părinților, dar măcar au acum un instrument care să-i ajute. Și care ar fi ce avantajul să iasă în fața blocului, să spunem, să joace, să socializeze? Da, nu, mie mi se pare că unele dintre cele mai colorate și mai puternice amintiri pe care le-am de când eram mic erau legate de prietenii pe care mi-i făcusem în fața blocului și lucrurile pe care le jucam împreună și prostiile pe care le făceam împreună și pățanile pe care le pățeam împreună și așa mai departe. Și cred că, da, până la urmă e vorba de... Adunat. Exact, e vorba de socializare și de stat și de vorbit și de lovit și de pățit împreună. Și cred că, da, cred că acolo e marele câștig.